Salut, camarazi! Știți și voi că YouTube e o oglindă a societății și a lumii în care trăim. Pe YouTube găsim de toate, cum și pe stradă sau în societatea română sau europeană sau universală. Găsim și oameni deștepți și mulți proști, și oameni cu bun simț și jigodii, găsim și inteligenți și dereglați și de toate soiurile de oameni. Hai să vă vorbesc astăzi despre o anumită categorie a YouTube-ului. Pe celebrii Dorian Popa știm că e drogat, că e dereglat, că a trimis lumea la moarte pentru bani în ultimii 3 ani, știi? Deși el nu e medic, i-a trimis la moarte. Știm că Seli e un tâmpit și un descreierat, Antonio Picate și el a dus cu pluta, un tineret pierdut, debusolat, chiar dacă au bani, au plătit prețul. De exemplu, Dorian Popa e milionar, dar a plătit prețul, e drogat și drogat o să moară. Nu salvează nici o clinică, nici Dumnezeu, nici dracu, nimeni. Drogat e, drogat o să moară. Eu am trăit cu drogații alături de ei la Amsterdam în tinerețe și știu cum sunt și știu cum ajung în șanțuri și dau un cap pentru pastile, nu pentru droguri, pentru pastile, că nu mai au bani, nu mai au nimica. Deci, o jale. O să vă vorbesc astăzi despre o altă categorie de YouTuber din România, care cum au ajuns și ei cu un canal la 50.000, 70.000 sau ceva mai mult, au început să colinde pe lume într-o veselie așa, nu le mai place România, ne arată toate insulele, Tora Bora, Bora Bora, Vanuatu, Seychelles, Madagascarul, totul, băi, deci pe indivizi ăștia, involuntar ne îndeamnă, adică cine are bani, îndeamnă să călătorească pentru că lumea în care trăim e complet prostită. Nu vorbesc numai de copiii de 13-14 ani care sunt deja îndobitociți, tâmpiți, cretinizați, care nu mai se scoală nici de pe scaun în autobuz să dea locul la o băbuță sau la un moș care au sacoșele pline de mâncare sau care merg în baston. Îndobitociți sunt și mulți în categoria de vârstă de 30-40 de ani. Îndobitociți au devenit să devină și cei care au la 60 sau 70 de ani vârsta mea. O să vă vorbesc despre o categorie de români, cum v-am zis, care au făcut și ei, au urcat canalele, dar 30-40 de mii, 70 de mii, alții și la 500 de mii și au început să colinde până toată lumea și să ne spună că peste tot e paradisul, România e zero barat, e cacao, știți, numai Vietnam e cel mai bun, China, Abu Dhabi, Dubaiul, Las Vegas, astea sunt cele mai bune. Hai să încep cu primii, se numesc Cristi și Ralu. Ăștia de vreo 4 ani de zile poluează planeta și în zborurile care le fac ei inconștienți pe planeta asta, ni se aruncă și dârele morți în cap. Și nouă și lor, dar ei sunt prea proști ca să-și dea seama de treaba asta. Toți vloggeri ăștia care știți voi pe România, majoritatea sunt limitați ca inteligență și ca gândire. Majoritatea sunt manipulați, influențabili și fac rău, prin prostia lor fac rău. Așa. Ăștia au făcut și ei, mi se pare, un canal de vreo 150 de mii, deci câștigă vreo 1500-1700 de dolari pe lună și au luat de vreo 4 ani, trăiesc numai prin călătorii, nu mai au casă, nu mai au masă. El a făcut acum câteva zile, au sărbătorit, unde credeți? Într-o cameră de hotel la Toronto, în Canada, nu în România, între rude și prieteni. Ei au vrut să fie ca doi proști pierduți într-un hotel în răceala Canadei, într-un scârie nord de la impersonal, rece, numai beton și sticlă. Deci, deși el are 32 și ea probabil că top acolo, sunt deja tâmpiți și sunt mai bătrân ca mine la
la mansardă, așa. Deci indivizii ăștia ai doi au fost până Costa Rica, până Chile, au fost să ne spună că în Argentina cu un leu românesc iei un bax de Coca-Cola. Păi eu i-aș da lui toate baxurile de Coca-Cola să le bea. Dar e numai chimie, știți? Prostul nu-și dă seama de treaba asta. Ne-a prezentat o carne de vreun kil și ceva, un pachet cu carne dintr-un magazin acolo, supermagazin, tot așa, ieftină ce nu se poate. Au uitat, cu siguranță, el nici nu știe prostul că și în Argentina se mănâncă chimie. Ei au fost în anii 70, aveau cea mai bună carne din lume, biftecul argentinian, dar au intrat văcarii peste ei, le-au băgat chimie și le-au luat și locul, i-au și distrus, înțelege, dar Cristi și Ralu sunt prea proști ca să știe treaba asta. Deci v-am zis, n-au venit să-și facă Crăciunul cu rudele și cu prieteni, au făcut ca doi proști într-o cameră rece de hotel la Toronto, în Canada, între zgârie nori, așa. Asta, nu știu, pentru mine, eu nu înțeleg așa ceva. Așa, au fost și planiori, bineînțeles că nu se putea. Dar bineînțeles că nu ne-a arătat la San Francisco și la LA cum dor sute de mii de oameni pe străzi cu copii în cartoane. Nu ne-a arătat, ei ne-a arătat ce se arată la turiști la New York. După aia nu s-au dus nici la Detroit să ne arate orașul fantomă, care a fost unul din punctele industriale în domeniul mașinilor în America și acum e oraș fantomă, mai sunt numai drogații pe acolo, pe ruine, restul nu mai stă nimeni la Detroit. Așa. Băieții au fost și până Albania, și până Patagonia, au vrut să ne arate ei totul, să polueze ei totul, în draci, știți, așa. America Latina au fost la Machu Picchu, parcă noi nu știam unde e Machu Picchu, trebuie să mi-l arate neapărat, știi? A pierdut și niște bani la barbut, probabil. Vă dați seama, omul e barbugiu, știi? Așa, Pumperu, păi așa putea să joace și în Ferentari, îl curățau băieții frumos de bani. Nu trebuia să ducă la Machu Picchu și în Peru să-l curețe incașii de bani. Așa. După aia trecem la următorii pe listă, ăștia se numesc Hai Hui în 2. Au și ăștia un canal, nu știu, vreo 150-200 de mii, nici nu contează. Oricum iau peste 1500-2000 de euro pe lună din aia. S-au dus în Antarctica, băi frate, știi? Bine, nu acolo unde trăiesc extraterestri și naziștii, foștii naziști, dar pe acolo și s-au dus să polueze și ei, nu băi. Să putea să lipsească niște proști de român ca să polueze Antarctica, nu. S-au dus și ei acolo. Au fost pe insula Paștelui, iarăși, să polueze în draci. Și ăștia au fost tot în Peru, în Cuba, așa, până Turcia, până Egipt, prin Bhutan. S-au dus în vârful Himalaiei să polueze ei, draci acolo, că ăia trăiesc, arhaii trăiesc sănătos după ciclurile anotimpurilor, după cele de pământul ăla sărăcăcios pe acolo, că e munte și e zăpadă, nu știu ce, să chinuiesc cu vitele, cu caprele, cu iacii, s-au dus tâmpiții de român să le polueze natura, că turiștii pe unde să duc distrug, asta e clar. Și dacă s-au dus ăștia, s-au dus și alții și o să ducă și încă mai mulți, știți? Au fost până Bangladesh, până Polonia, până țările Baltice, până Finlanda, au fost să viziteze casa lui Moș Crăciun, în Norvegia, Suedia, Italia, Grecia, Bora Bora, Noua Zeelandă, Vanuatu, au fost și Noua Caledonie. Bineînțeles că nu știu, tâmpiții nu știu, că Noua Caledonie totul radiază, pentru că francezii au folosit atolurile din Noua Caledonie și Papua pe acolo și le-au folosit ca să-și detoneze bombele atomice, dar ăștia de la Hai Hui în 2 nu știu așa ceva, ei sunt mai superficial. Au fost și în India și în Zanzibar, deci poluează băieții toate 5 continentele, nu scapă de poluare. Bineînțeles că tâmpiții nu-și dau seama că în avioanele
virgulă care zboară ei, să aruncă și dârele morții, și pentru noi și pentru ei, dar ei sunt prea proști ca să-și dea seama. Trecem la Vărubec Pachiorlaev. Ăsta, o știți, un drogan nenorocit, un alcoolic, a mâncat și câini pe Malaezia sau pe Birmania, pe unde a fost, sau pe Thailanda. Ăsta și-a luat bani de la ai noștri ca să trimeată lumea să se înțepe, deci la moarte. Deci un monstru cu figură umană, așa, are un vocabular limitat, înjură în direct, deși se mai uită și copii la clipurile lui, înjură în direct, dar înjură urât, așa, știi, ca la Mahala. Deci ăsta a fost cam în toată lumea, știi, și ăsta la fel. Bea cola la greu, știți, deci bagă zahăr el masiv, deci toate funcțiile o iau razna. A fost în Vietnam, în Japonia, în Coreea, s-a dus în Vietnam, tot ce e pe afară, totul e bun, totul e mai bun ca România, e mai frumos, e mai ieftin, tot ce nu e românesc e perfect, știți, noi românii suntem de cacao, toți ăștia alții sunt peste noi. Prostul nu știe că noi suntem din rasa pelasgilor, că noi am fost primii și că noi am colonizat toată planeta până la Shanghai și până la Beijing, la Peking și până în India și până în țări. Noi am, pe Dacia au populat totul, dar ăsta e prea prost, nu pot să cer. Nu pot să cer prea mult, că știți voi, de unde nu e nici Dumnezeu nu cere. După aia mai e bunul care are exact și ăsta, Bec Pachiorlaev, are față de idiot, de tâmpit, de reglat, și Cosmin ăsta Avram, de care vă vorbesc în câteva minute, ăsta are față de prost, așa, de limitat. A fost în Rusia, a fost în Transnistria, a fost în Italia, a fost și în Dubai, bineînțeles, și la Abu Dhabi, și în China, că fără el nu se putea, nu? În Cambodgia și în Singapore. Vă dați seama cât poluează individii ăștia, și ăștia sunt numai o parte, mai sunt și alții în România care poluează în drașca și ei. Și gândiți-vă numai câte țări sunt în Europa și aia câștigă mai mult decât în România. Ne gândim la portughezi, la spanioli, la englezi, la nemți, olandezi, belgieni, elvețieni, italieni, danezi și țările scandinave. Vă dați seama, dacă din fiecare se duc numai 15 dereglați ca ăștia, să fac sute de dereglați care poluează planeta asta în draci, ne aruncă dârele morți în cap într-o veselie. Eu nu știu, dacă ar fi după mine, le-aș interzice treaba asta, știi? După aia mai e celebrul Marian Borcea, ăsta, deși are părul alb, e albit degeaba, a trecut prin viață precum gâsca prin apă, nu s-a ales nimica, nu s-a lipit nimica de el, știi? Ăsta a fost în Madeira, în insulele Mauritius, în Seychelles, a fost, bineînțeles, la Las Vegas să ne arate cum cheltuiesc banii furați de la noi și de la alte popoare, așa zis și șmecheri, a fost în toate statele americane, în Israel, la Abu Dhabi, bineînțeles, cam peste tot. Individul ăsta, de când îl știu, vă zic, e albit părul degeaba, eu zic că e mai prost decât copiii ăștia mai tineri ca el, știi? Și ultimul de pe listă e Marian Adventures. Ăsta la fel, știi? Ăsta bare mă arată așa, un țăran limitat mental, dar asta nu îl împiedică să ne polueze planeta și aerul și tot ce e nouă, mai drag și mai necesar. A fost în Kenya, în Egipt, în Madagascar, în Grecia, la Abu Dhabi, în Uzbekistan, deci pe drumul mătăsii a poluat la greu. Ne-a arătat și Niagara, și Marea Caspică, și Bosnia. Deci indivizii ăștia pe care vi-am citat, și Cristi, și Ralu, și Haihuin 2, și... stai, care mai e pe aici?
Așa, Backpacker Live, Cosmin Avram, Marian Borcea, Marian Adventure, indivizi, hai hui în doi, cred că i-am sărit. Indivizii ăștia ne poluează planeta, în dragi, din inconștiență, din prostie, din faptul că au pus și ei mâna pe niște bănuți, dar nu-i duce capul să facă ceva, să ajute niște oameni mai amărâți, să facă și ei ceva care îți înnobilează sufletul, să faci ceva care poți lăsa după tine. Nimica. Ei umblă prin toată lumea, ne aruncă dârele morți în cap, poluează în draci și dacă îi îndeamnă și pe alții să ducă și ei acolo să polueze și ei, asta pentru mine se cheamă control mental, multă prostie, chiar idioțenie. Și aș zice că parțial sunt controlați mental, știți, pentru că oamenii slabi întotdeauna sunt controlați de cei din ocultă, de cei mai șmecheri, știți? Indivizii ăștia, majoritatea au inteligența la burta broaștei, deci atâta pot, atâta ne dau, nu putem să le cerem mai mult, dar uite că ei sunt nocivi. Sunt câteva milioane de români care îi hrănesc pe indivizii ăștia, fiind abonații lor și dându-le like-uri, dar ei le răspund cu batjocuri, adică li se dă banii și ei le dă moarte în schimb. Mi se pare că nu e corect târgul ăsta și nu e niciun pic de respect pentru cei care te hrănesc, care te ajută, care îți pun pâinea pe masă, știți? Acum să-mi spuneți voi ce părere aveți, eu așa văd. Rămânem precum catarii, umăr la umăr, vă aștept la comentarii. Pa, camarazi!